Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod din SnowRunner, jocul vostru preferat, cum v-am mai zis în ultima vreme pe YouTube, și vă mulțumesc foarte frumos pentru toată susținerea pe care o arătați episoadelor de SnowRunner, tuturor celor care vin în comentarii și lasă acolo diferite sfaturi sau un comentariu de orice fel, cu respect, cum ziceți voi acolo, cum vă place vouă, sau iau ce sună telefonul ăsta. Și pe grupul de Discord, la fel, mai scriu băieți în privat să mai postez SnowRunner, când mai postez SnowRunner și așa mai departe. Băieți, ați văzut că postăm aproape zilnic, dar că uneori mai sunt zile când vreau să facem pauză de la SnowRunner și să mai postăm și alte episoade. Ați văzut că a fost și o zi când am postat, spre exemplu, Eurotrack cu GTA, că tot am mai revenit noi în GTA. O să mai urmeze și alte joculețe. Chiar în momentul ăsta, când filmez eu episodul ăsta de SnowRunner, se instalează un nou joc cu ajutorul unui băiat, nu o să dau numele, o să dau numele atunci pe joc, ca să-i mulțumim frumos, dar urmează surprize în continuare pe canal, băieți, și încă o surpriză este în SnowRunner, băieți, pentru că încă de la începutul episodului vreau să vă arăt ceva și vreau să îi mulțumesc persoane respective, nu a vrut să-i pronunț numele și nu a vrut să-i fac public numele, să zic așa, dar am primit un cadou foarte frumos din partea lui, băieți, și din câte o să vedeți în partea de sus aici, la regiuni, vedeți că avem Michigan, pe care am terminat-o, știți foarte bine, e curat, curată tot. Avem Alaska, unde ne aflăm noi acum, Taimiru, și de aici, băieți, vedeți că s-au deblocat noi regiuni. Avem Kola Peninsula, avem Yukon deblocată, Wisconsin deblocată, Amur deblocată și până la Amur. Deci mai avem Don, Maine, Tennessee, Glades, Ontario, care nu sunt deblocate, dar practic jumătate din joc acum îl avem deblocat, băieți, și vreau să-i mulțumesc frumos pe această cale pentru acest cadouaș extraordinar de frumos. Este un fan adevărat al SnowRunner-ului pe canalul meu și vreau să-i mulțumesc de 10 ori, să zic așa, pentru că mai ales că este un canal micuț, știți foarte bine, băieți, că e greu să vină oameni să te ajute, cum au venit și pe live, cum a venit Ionuț, știți foarte bine, Aca Corbu, și ne-a donat aproape 30 de euro, sau chiar 30 dacă nu mă înșel. Dar nu este Ionuș cel care ne-a făcut cadoul, este altcineva. Din păcate nu vrea să-i pronunț numele. Dar îi mulțumesc. Cam acesta a fost intro, să zic așa, băieți, și acum o să ne băgăm noi la treabă și o să mai povestim pe parcursul episodului. Astăzi o să ne ocupăm de o misiune de la contracte de la Enterprise. Este vorba de On the Top of the World. Trebuie să ducem la Truck Stop, tot îmi vine să zic Truck Shop, dar nu știu de ce. Trebuie să ducem 2 consumabile, 4 fueluri și 2 dumplings-uri. Eu deja am venit aici cu camionul la consumabile și o să încărcăm 2 consumabile. O să trecem pe la fuel station și o să luăm cât fuel putem. O să mai rămână probabil unul, nu? Că avem 5 sloturi, 2 cu 3, dar o să mai rămână un fuel. O să trebuiască să ne întoarcem după un fuel și o să coborăm la Sawmill pentru cele 2 dumplings-uri. Dar acum să vedem, poate ne încadrăm și mai facem încă o misiune sau vedem cum ne descurcăm pe acest episod, oricum o să dureze cât de cât. Deci, băieți, dacă vreți să vedeți în continuare episoade din SnowRunner, știți ce aveți de făcut, cred că nu mai are rost să spun. Rupeți acolo butonul de like și haideți să trecem de 20 de like-uri la acest episod. Știu că se poate, pentru că la ultimul episod chiar am reușit această performanță, băieți, să ajungem sau să depășim 20 de like-uri și vă mulțumesc frumos. Merg la Peco, da, mă gândeam acum unde merg, o să trebuiască să trecem podul, îl vedem acolo în față podul pe care l-am reparat acum 2 episoade, dacă mă înșel. În episodul precedent știți că am jucat alături de Florin, care ne-a ajutat foarte mult să transportăm lemnele și am mai făcut el între timp 2 misiuni secundare. Este vorba de misiunea secundară care trebuia să ridici cu macaraua 3 palezi de cărămizi și încă o misiune secundară, stai că a luat o razna harta, de a dus o remorcă din zona asta până undeva aici. Practic 2 misiuni secundare care nu erau atât de wow. Tocmai de asta l-am lăsat acolo pe Florin să se ocupe de ele. Îi mulțumim frumos că ne-a ajutat și cu lemnele și cu acele 2 misiuni. Dacă nu ne ajuta el, altfel le făceam pe un live, dar așa ne-am scutit, să zic așa, de 2 misiuni și de timpul alocat lor. Mai bine ne ocupăm noi de misiunile principale și de cele secundare, dar care sunt mai interesante, să zic așa, băieți. Trecem podulețul nostru, vedem acolo că este un drum. Un drum care duce pe acolo. De unde duce drumul? Asta e puțin. A, duce pe aici și ajungi pe aici. Dar oare nu e nimic pe aici? Pe drumul ăla de care nu e acolo. Am văzut că avem un upgrade, băieți. Stai că eu tot opresc clipul ăsta și probabil unii din voi o să mă înjure cu siguranță. Aici pe Northport noi n-am ajuns aici, băieți, și aici avem un upgrade de luat. Deci în zona asta noi n-am fost, că vedeți că este cu negru, că tot omit chestii de genul ăsta, dar uitați că avem internaționalul și probabil o să ne ducem cu el să luăm upgrade-ul. Dacă terminăm episodul de astăzi, misiunea din episodul de astăzi mai devreme, o să mergem cu internaționalul acolo să luăm upgrade-ul
ăla pentru că l-am uitat pur și simplu, știam că trebuie să mai fie un upgrade undeva și când colo acolo era băieți. O să mergem să-l luăm și pe el pentru că vreau să curățăm hărțile, noi nu vreau să lăsăm nimic, niciun upgrade, nicio mașină, nimic, 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 știți foarte bine cum am făcut și pe Michigan. Suntem la Peco, de aici o să facem și noi full-ul că mai avem 139 de litri, că de acest camion s-a folosit și Florin în episodul precedent, știți foarte bine că a făcut misiuni cu el. Sau misiunea cu Brixurile a făcut toate, că cealaltă știu că s-a dus cu camionul său. Punem fuel-uri full practic, doar că avem doar 3 sloturi disponibile. O să trebuiască să mai venim după un fuel aici la Peco. Asta este. O să o facem și pe asta. Ne facem full și de acu' dăm drumul spre truck stop. Doar că nu știu unde fac eu, aici e drumul, ca să-mi dau și eu seama unde fac stânga, e faza. Trebuie să dau pe high, ca să aibă puțin mai multă viteză. Băieți, nu mai avem așa mult, mai avem misiunea asta și mai avem încă o misiune practic pe această hartă, în mod normal, dar acum să vedem dacă ne deblochează ceva misiuni suplimentare. Aia e curiozitatea mea, după ce mai ales ce o să termin această misiune, să văd dacă ne deblochează ceva și dacă nu o să ne deblocheze ceva nici după misiunea asta, atunci stăm cu emoții să vedem la ultima misiune pe care o avem din contractele principale practic de pe această hartă și dacă nici acolo nu o să ne deblocheze nimic, înseamnă că am terminat această hartă. Ar mai fi doar misiunea asta și cu încă una principală și încă una secundară de dat restore la caterpillarul ăla gigantic, băiețe, la care trebuie dus la sawmill, dar ne rămâne nouă practic acel caterpillar. Deja am ajuns aici la truck stop. Avem și ușor, te rog frumos. Avem și un trailer store aici care este extraordinar de important pentru noi și mă uitam dacă pot să cobor pe aici, dar nu prea văd eu nicio portiță. Să cobor direct la sawmill mă interesa, băieți, dar nu văd. Din păcate nu văd, așadar o să trebuiască să mergem la sawmill și după o să venim după fuel. Ca să nu ne mai ducem acolo la fuel, ne ducem după ce luăm dump planks-urile alea două. N-am loc pe unde să trec pe aici prin pădure. Aș fi avut eu loc așa, dar sincer n-aș vrea sări, să rămân blocat printre copaci ăștia pe aici când drumul e relativ aproape, adică nu înconjurăm atât de mult. Sunt bune și unele scurtături, să zic așa, dar te șiriști că s-ar putea să rămâi blocat. Aia e faza, s-ar putea să rămâi blocat, s-ar putea să rămâi împotmolit. Dacă mai e și vale și o vale din aia scârboasă să nu te răstorni și o dai dintr-o... Făceai un minut sau două și după o să stai vreo 5-10 minute, dacă nu și mai bine. Acum, la problema e că pe această hartă mai avem camion. Avem camionul Derry Longhorn, băieți, pe care l-am adus aici odată cu lemnele. Ia să vedem noi. Aici trebuie să am grijă, că sincer e foarte periculoasă valea asta. E o vale foarte scârboasă, pentru că e ghețuș. Și că ești la pârtii aici. Deci trebuie să am foarte mare grijă cum cobor această vale. Ia uite, fix ce ziceam. S-a adus și remorca mea toate părțile. Și puțin curbată curba asta, așa mai și mare și pietrele astea. Și risc să te răstorni. Da, și Derry Longhorn nostru aici lăsat de data trecută, de pe misiunea trecută. Să ne băgăm aici puțin, încărcăm două dump planks-uri și deja dăm cu spatele să plecăm înapoi spre Peco ca să încărcăm un singur fuel, de fapt mai avem. Și terminăm această misiune și după o să vedem cam cât timp am mai avea la dispoziție, să vedem dacă ne putem duce să-l luăm, să descoperim și acel upgrade, băieți, de pe prima hartă. Ne mișcăm destul de repede aici, cum v-am mai zis și pe episoadele precedente, harta este foarte, foarte înghesuită, adică foarte micuță, foarte scurtă, ajungi dintr-un capăt în altul foarte repede și ajungi și pentru că ai foarte mult asfalt. Harta este înconjurată de asfalt, doar puține drumuri au, să zic așa, probleme cu noroiul sau cu zăpada. Nu e ca pe prima hartă, dar o să avem probleme cu noroiul și cu zăpada pe următoarea hartă pe care o să o descoperim cu siguranță pe un live. Este vorba de White Valley, parcă White Valley se numește, cea harta care e aici, în stânga, sus. O să ajungem imediat la getaway-ul cu ea. Acea hartă cu siguranță o să descoperim pe un live cât de curând, băieți, cât de curând. Poate când postez eu acest episod, deja live-ul este făcut, habar nu am. Deci stați la curent și cu rubrica de live-uri. Dacă nu aveți timp să intrați pe live-uri, puteți să verificați secțiunea după, pentru că rămân salvate ca episoade și puteți să le vizionați cum doriți voi. Acum cei care au, uitați aici este getaway-ul spre White Valley. Sper că am pronunțat bine White Valley și nu se cheamă altfel, sper că n-am pocit numele.
Cei care au, desigur, timpul necesar și vor să participe alături de mine și de alți abonați, evident, pentru că mai suntem acolo pe live, poate să vină fără nicio problemă, să asiste, discutăm, analizăm probleme, mai râdem, mai glumim, ne mai distrăm, mai ales că la ultimele live-uri a fost nebunie totală. Cum v-am zis și la începutul acestui episod, am avut un live, nu știu când o să postez eu acest episod, dar probabil acum maxim o săptămână în urmă am avut un live monstruos, să zic așa, alături de un abonat care nu e de mult timp, așa mult timp pe canal, undeva la 2-3 luni zicea că e, dar a avut o donație foarte, foarte mare și a fost acolo un live nebun de-a dreptul, pentru că sunt live-uri puține, noi nu suntem ca alte canale să fim foarte mulți abonați, cu foarte mulți susținători, cu foarte mulți donatori și așa mai departe, și când vine câte un băiat care susține canalul, e incredibil, mai ales la felul în care l-a susținut el, chiar merită apreciat. Pe aici cred că era track stopul ăla, nu? Holton Motel Vacancy. Dacă ăsta e hotel de aici, eu mă las de meserie dacă ăsta de aici e hotel, băieți. Na, deci uitați, se vede după motorină că noi am mers foarte puțin, că am consumat doar 50 de litri de motorină, practic. Nu de la consumabile, stai că am alimentat aici. Dar totuși n-am consumat atât de mult, nu e mare inginerie ce am făcut noi, adică n-am mers deloc mult. Haideți să ne oprim, băieți, oprești eu motorul, dau și am terminat o misiune care mi-a dat destul de mult, sincer, pentru ce a fost ea în principiu, 3300 și 380 de XP. Super, super bine și hai să vedem dacă ne-a blocat ceva de la contracte, nu. Deci rămânem cu, să zic așa, că nu o să stau să le analizez acum pe toate, să apăs pe toate, dar mai avem practic o singură misiune aici. Avem, mamă, dar ce cântă muzica acolo la hotelul ăsta sau ce-o fi. Mai avem această misiune care trebuie să ducem doi paleți de ciment de la warehouse și două consumabile de la service hub. Practic și pe episodul viitor o să facem asta și probabil pe episodul viitor o să reparăm și caterpillarul, băieți, cam asta o să facem episodul viitor, dar astăzi episodul încă nu s-a încheiat pentru că vreau să mergem aici să ne urcăm în acest internațional care nu prea mai are din păcate motorină, că l-a lăsat Alex când am jucat noi cu Alex aproape o lună de zile. Știți foarte bine, dacă ați văzut episodul, știți că dacă n-ați văzut n-aveți de unde să știți. Problema e că nu știu dacă mai am refuel, să-mi dau refuel. Am, ok, ar trebui să ne ajungă atunci motorina. L-a băgat, fiți atenți unde a lăsat internaționalul ăsta, Alex. Că eu nu l-am mai condus de atunci, n-am mai intrat, vă dați seama aici. Uitați unde l-a lăsat, pur și simplu abandonat, într-o gârlă, într-o râpă. Ferească, mă, sfințișorul. Hai, băi, să vedem pe unde ajungem noi acolo. Să ne facem un mic traseu. Deci, în principiu, pe aici ar trebui noi să ajungem și undeva în zona asta, acolo ar trebui să fie acel upgrade, ultim upgrade de pe această hartă. Hai să pornim și noi, să dăm cu spatele. Nu e stricat totuși, de stricat nu e stricat acest internațional, aia mă miră, sincer, mă așteptam să fie stricat. Dar văd că nu e stricat. Să nu-l răstorn eu acum, că la cum l-a lăsat aici, sincer. Să vedem cum reușim noi să scoatem mașinuța asta de aici. Că nu știu cum a reușit să o bage aici, așa... Rămâne suspendat, aia e problema, ia să vedem dacă se poate trage, aha. Hai încă puțin și am reușit. Să ieșim la drum, aia contează. Nu știu cum s-a băgat el pe aici, după stâncile astea, Doamne ferește, este o adevărată aventură când joci cu Alex, dar din păcate, cum v-am zis, băieți, nu o să mai apară Alex pe clipurile de SnowRunner. S-a lăsat, să zic așa, de SnowRunner, a zis că nu-i place, nu vrea să mai joace, nu îl mai interesează, are familie grea și așa mai departe, v-am mai povestit eu vouă. Păi știți când am venit cu lemnele atunci alături de Johnny, băi, și am avut ceva de mornăit pe drumul acesta, am rămas noi oarecum blocați cât de cât. Mașina asta cu tot că e diff, 4x4, diff cuplat non-stop, 4x4 cuplat non-stop, tot are mari probleme uneori. Ia să vedem cum se descurcă pe aici, prin zăpada asta. O, normal ar trebui să aibă atât de mari probleme, dar... Ia să vedem. Merge, dar nu mă încântă, sincer, cum merge. Mă așteptam la ceva mult mai bun de atât. Are și roțile destul de mici, probabil asta o face să meargă atât de rău uneori. Îmi dau și eu cât de cât winch aici, să vedem. Să ne mai ajutăm și noi puțin.
să dau unul aici, dar nu știu cum să-l dau. Trebuie să-l dau de spatele mașinii și să-l dau aici. Ia să vedem. Problema e să nu se rupă copacul. Că se cam rupe, dacă mă întrebați pe mine. Fix ce ziceam. Bă, da, greu se mișcă. Doamne ferește, greu se mișcă mașina asta și eu mă așteptam la ea. Mamă, băieți, mă, credeam că o să ajung mai repede acolo, dar se pare că am ceva de furcă până ajung acolo. Aoleu. Haide. Tot așa trebuie să-i dau winch. Până iese aici la... Hai, a reușit să ajungă? Hai de viața mea și de sufletul meu, că mi-a mâncat ficații mașina asta. Mamă, și aici mai avem zăpadă. Hai de viața și de sufletul meu, mă, băieți, mă. Să dai eu măcar winch. Nu mai am nici motorină. Nu pot să dau winch tocmai acolo, nu pot, că de ce aș putea? Hai să dăm, să ne dăm refuel, băieți. Dăm tot ce avem. Bine că avem de ce să ne dăm winch, că aici rămâneam, sincer. E jale cu mașinuța asta, nouă. Nu prea e ce trebuie mașina asta, băieți, vă zic sincer. Nu știu dacă poți să-i cumperi roți mai mari, sincer, nu mai țin minte. Dacă ai putea să-i ridici suspensia și să-i cumperi roți mai mari, poate ar face-o mai bună. Dar în rest, așa, în situația dată, nu o recomand deloc, pentru că nici... E greu să și explorezi hărți cu ea, pentru că fiind foarte joasă, ia damage foarte ușor pe dedesubt, la rezervor, la suspensie, la... Nu prea e... Are roțile foarte mici, că e de roabă. Și care roț de roabă. Mamă, pe unde mă bag eu acolo, mamă? Tai de cap, cum ajung eu acolo, mă, băieți, mă? Eu pe acolo trebuie să ajung. Oare reușesc eu pe aici? Că la cum văd eu pe aici, că e situația... Cred că mă apucă Paștele și nu. N-am nicio șansă să merg pe aici. Nici cea mai mică șansă nu am, băieți, să merg pe aici. Trebuie undeva pe acolo, pe lângă pădurea aia, ca să pot să mă trag cu inciu, sincer. Că pe aici nu reușesc eu să fac nicio brânză. E dezastru, e foarte joasă mașina, e problema. E foarte, foarte joasă mașina. Și pe aici mi-e frică, sincer, că rămân blocat. Ia să vedem. Reușește sau nu reușește? Și trebuie pe aici pentru că avem copaci de care să ne tragem, că altfel n-avem nicio șansă. Rămâne suspendată mașina, e dezastru. Dezastru național mașina asta. Cum s-a nimerit ea fix ea să fie aici, nu știu, măcar de era un camion. Mergem aici prin, dacă ne duceam pe zăpada aia acolo rămâneam, băieți, vă zic sincer, pentru că nu văd eu cum am fi putut ieși. Chiar nu văd cum am fi putut ieși din zăpada aia, pentru că n-aveam puncte de winch în primul rând. Dar nu te răsturna, te rog eu frumos. Mergem fix pe râul ăsta. Fix pe râu mergem așa, băieți. Și aici undeva ar trebui să fie un upgrade, uite-l, mă. Și mi-apare acum pe hartă upgrade-ul. Hai că mi-apare, dacă e, fiți atenți că tot nu apare pe hartă. Mai zic că aici trebuie să fie upgrade-ul. Bă, dar unde l-au pus și ăștia, foarte greu accesiv. Cred că e cel mai greu upgrade de luat, sincer vă zic. Mai ales dacă vii cu mașina nepotrivită cum e asta. În sfârșit am ajuns, băieți. Ia să vedem pentru ce camioane, pentru Hammer H2. Practic e o nulitate acest upgrade, e o nulitate pentru mine. Pentru că eu nu folosesc Hammer-ul, dar poate începând de astăzi să-l folosim, cine știe. Avem Hammer-ul pe aici, ia să-l băgăm puțin la Gărăjescu. Și putem să-i punem diff, parcă, nu? Cred că diff e. Da. Putem să-i punem diff acum.
Are și diff acum. Bă, poate o să-l mai încercăm așa, habar nu am, dar... Are suspensia ridicată, dar nu e ce trebuie, sincer. Și asta ridicată... Nu, e bună, asta Rise e bună. Roțile sunt cele mai mari posibile, 39. Dar tot par micuțe, sincer să vă zic. Tot par micuțe, băieți. Cam acesta a fost episodul de astăzi. Noi o să ne vedem data viitoare cu o nouă misiune, cu noi misiuni de fapt, pentru că v-am zis data viitoare să terminăm multe mai misiuni de pe această hartă. Este vorba de Village Delivery și o să reparăm și acel caterpillar imens, băieți, care se află fix lângă Village. Deci practic o să văd eu cum aduc o remorcă, că trebuie să aducem să facem restore la acest working, la acest caterpillar de la working staff. Steve, o să vedem noi data viitoare. Băieți, nu uitați de like, eu am fost aici, ne vedem data viitoare, numai bine. Pa, pa.